Trei piscine, cea mare pentru adulți, cea mică pentru copii, piscina cu apă sărată, toate trei piscinele sunt încălzite, ceea ce nu mai avem în orașul Suceava, partea de plajă cu nisip, șezlongurile, partea de hidromasaj, ciuperca cu apă, salvamari în permanență, partea de asistență medicală, evident, și distracție la maxim. Aș putea spune că astăzi un nou vis la Suceavenii a devenit realitate, faptul că începând de astăzi avem un ștrand modern la Suceava. Așa cum se știe, practic noi am construit un ștrand nou și bine am făcut. El întâi a mers pe ideea să reparăm pe cel vechi. Când s-au făcut expertizele, bazinul nu mai corespundeau și atunci am luat decizia să dărâmăm în totalitate, să facem un ștrand nou. Acest ștrand cuprinde trei bazine, un bazin de apă mare, care vreau să-ți facem nostru, cu adâncime de 2,60 m, un bazin pentru copii și un bazin cu apă sărată. Elementul de noutate, aș putea spune, este faptul că aceste bazine sunt încălzite. Temperatura apei între 24 și 28 de grade conform proiectului. Astăzi, în bazinul mare, sunt undeva la 25 de grade, în bazinul mic 26, în bazinul cu apă sărată, care e mai mic, ca dimensiune, mai mult, 27 de grade. Sigur că avem un inconvenient aici și încercăm să gestionăm cumva, să punem niște pilate deasupra. Pe timp de noapte, dacă e frig afară, apa se recește. Ziua urcă la 26-27 de grade, peste noapte scade din nou. Dar eu zic că este un confort și măsura în care se încălzește afară este un lucru bun. La fel cum puteți observa aici, avem și spații de recreere, aceste șezlonguri, la fel umbrele, locuri de joacă pentru copii, bazinul mare are două tobogane și două trambuline, bazinul mic are trei tobogane pentru copii și bazinul, sper eu, să fie apreciat, să vedem cel cu apă sărată. La copii intrarea este 5 lei, la elevi și la studenți
studenți 10 lei și 20 de lei la persoanele adulte. Sunt, dacă îmi permiteți, niște tarife modice. Așa cum am anunțat, pentru ziua de mâine și poi mâine, intrarea este liberă la strandul municipal și eu sper ca lucrurile să fie apreciate de către suceveni și mă bucur de faptul că am reușit să modernizăm acest strand. Eu îmi permit să spun că a ieșit o lucrare bună, a ieșit o lucrare de calitate. Sper ca și dumneavoastră și, în primul rând, cetățenii să spună acest lucru. Nu se putea mai frumos cadou de 1 iunie pentru copii decât să deschideți strandul. Vă felicit! Era așteptat acest strand pentru suceveni și nu numai. Prind contur locurile de agrement, capitala județului o felicit, mai ales că are acest parc, acest strand care a ieșit așa la prima vedere foarte atrăgător, primitor, cald. Domn primar, felicitări și încă o dată cred că primii care o să vă mulțumească și o să ne mulțumească o să fie copiii de ziua lor mâine și toată vara. Felicitări și constructorilor pentru lucrările de calitate pe care le vedem cu toții aici și pentru că astăzi este o vreme superbă, cu oarecare invidie le urez distracție maximă copiilor și tuturor suceverilor care se vor bucura de aceste facilități, de acest strand. Mâine... We'll be right back.